Cea mai bună dovadă. Vedeți, cade temperatura, da? Nu m-am atins de nimic, dar doar că l-am lăsat o jumătate de oră stins. O să ducă la 9 grade, 4 grade, 5 grade, o să stea pe acolo, pe la 3 grade, 1 grad, așa. După care o să crească temperatura fără ca nimeni să se atingă de el deloc și în niciun fel. Și ne umblă la nicio sătare și ne aprinzându-se LED-ul de frost singură până la 25 de grade Celsius. De ce crește până la 25 de grade Celsius? Pentru că freonul ăsta trebuie schimbat tot. Înlocuit și cântărit și calculat că aveți aici un inginer frigotehnist, nu un frigotehnist, care să știe să citească. Deci, să citești, să scrie aici. Câte grame, un alt. Să vină cu cântare din ăla de droguri. Să cântărească butăria, să cântărească un alt, să cântărească. Așa. Altă dovadă, mai clară, mai concretă, mai palpabilă. L-am pornit de câteva secunde, da? De maxim un minut, da? De când am început filmarea asta, atunci l-am aprins. Acum, dacă ar avea freon, fiți atent. Așa se verifică, să scoate din priză, dar mereu să mă duc până la priză. Dacă ar avea freon și aș face așa la orice frigider bun, și ce ar face? Ar face bâlgă, tâng, poc, ar face și nu ar porni motorul. Wow! A pornit motorul. Nu-i normal să pornească motorul, întrebați orice frigotehnist. Dacă stinge un frigider, ăla, uite, alege la întâmplare, oricare frigider care merge perfect și îl aprindem imediat, ce trebuie să facă? Trebuie să bubuie, să trăznească, să pocnească, să învârtă de două ori motorul și să intre în protecție termică, se cheamă protecție termică. Are o piesă înseriată ca un starter cu motorul, care are o rezistență acolo cu un termostat, pentru protecție, ca în cazul în care ai făcut prostia asta, care am făcut-o eu intenționat adineauri, gazul comprimat din instalație cu freonul amestecat opune o rezistență atât de mare, un lucru mecanic atât de mare motorului, încât nu pornește. Nu poate niciun frigider să pornească dacă îi faci treaba asta, dacă el are freon. Numai dacă și-a pierdut din freon, doar în cazul ăla are putere motorul să pornească. Altfel, face hâl de băc de 2 ore, maxim 3 secunde, s-a oprit și face urât să cutremură tot. Și în formă mai pornește după 5 minute, 6 minute. Dar de ce a pornit? De ce n-a făcut treaba asta? Pentru că gazul nu a adus un lucru mecanic, nu a și a adus apor, cum să zic eu. Nu a consumat un lucru mecanic atât de mare, nu a fost, nu este un gaz de ajuns de mult. Presiunea gazului cu ulei nu este atât de mare încât să se întâmple fenomenul ăla. În ce caz nu este atât de mare presiunea gazului cu ulei? În cazul în care nu există freon acolo. Pentru că dacă exista freon acolo, s-ar fi opus motorului exact la faza aia care am făcut-o eu adineauri, atât de rău îi se opunea motorului încât îl oprea pe loc. Dacă oprea motorul pe loc, ca să nu se ardă bobina din motor, intenționat o altă piesă care e montată pe acolo, ar fi oprit curentul motorului, pentru că descoperea că acel motor consumă mai mult curent decât este necesar. Explicați treaba asta la un frigotehnist, să vedeți când dă dreptate. Deși eu nu sunt frigotehnist, mi-mi place, plac temperaturile cu plus, nu astea cu minus. Dar am vorbit cu frigotehnist și mi-au explicat și oricum știam și treaba asta din școală, dar plus că mi-a explicat mai mulți frigotehniști că așa e, dacă pornești un motor din ăsta și faci așa, înseamnă că gazul. Aveți probleme.
schimbați, curge spălați, umpleți la loc, aia e tot. Nu din cauza la defrost vi se întâmplă ce vi se întâmplă. Și am găsit și cum să intre în meniu. Să intre cu butoanele astea două. E mai complicat. Să apasă pe amândouă. Și până la urmă, până la urmă o să intre în meniu. Trebuie să ai dexteritate anume. Intră până la urmă. Am reușit să-l bag în meniu. Și am descoperit de acolo din meniu că nu din cauza defrost-ului face el figuri, ci din cauza faptului că gazul nu mai are eficiența termică necesară ca să poată să răcească așa de mult și el răcește la început când este plictisit, dar după ce el s-a dilatat, nu mai se contractă pentru că nu prea mai are ce și gata. E ca orice frigider. Altă dovadă că nu aveți freon, cea mai palpabilă, uitați treaba asta, aici trebuia să mă frigă rău. Conductele astea trebuia să mă frigă rău. Uitați, acum sunt călduțe. Dar dacă îl lăsați mai multe ore sau o oră stins, să vedeți dimineața, să faceți probă. Să vedeți că dimineața țevile astea frig. În frigider să face frig, să scade temperatura. Dar pe urmă, peste zi, țevile astea nu mai frig, rămân aproape la temperatura camerei. Și cum știi la un frigider dacă frigiderul mai are freon? Toată lumea știe treaba asta. Dacă țevile astea frig toate. Dacă ele nu frig, să zicem până la 70-80 de grade Celsius, atunci toată lumea știe că nu are freon. Deci este acum demonstrat din mai multe puncte de vedere că freonul nu există.